Bună și bine te-am regăsit! Astăzi o să citim împreună. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petreci timp frumos alături de mine. Am pregătit două jocuri. În partea stângă avem trei cuvinte, iar în partea dreaptă avem patru cuvinte. Am nevoie de ajutorul tău. Va trebui, pentru început, să citim primele trei cuvinte. Apoi să le ordonăm astfel încât să obținem o propoziție. Eu am pus aici două indicii și aș vrea să te uiți peste aceste cuvinte și să le identifici. Hai să citim cuvintele și apoi discutăm despre aceste indicii. A, re, are, mu, re, mu, re. M -re. Ema, Ema. Observi că unul dintre aceste cuvinte are la final un punct, ceea ce ne dă nouă de înțeles că acest cuvânt va fi ultimul. Deja de acum devine mai simplu. Hai să vedem care crezi că este primul cuvânt dintre cele două rămase. Emma foarte bine. Emma are mure. Și bineînțeles, punctul. Emma are mure. Este o propoziție formată din trei cuvinte. Mergem la uh, joculețul din dreapta. Avem patru cuvinte. Îl citim uh, pe primul. Un miru. A, re are. Observăm deja un indiciu, da? Clar, acest cuvânt va fi ultimul și bineînțeles că primul cuvânt trebuie să înceapă cu literă mare. Miruna, oricum este un cuvânt care se scrie cu literă mare, dar de data aceasta el este singurul cu literă mare. Prin urmare vom începe cu acest cuvânt. Miruna are un măr. Miruna are un măr. Și aici avem tot patru cuvinte. Dacă le citim așa în ordine în care sunt date, vom constata că nu au legătură între ele. Însă, dacă le vom ordona corect, vom obține o propoziție. Haideți să le citim împreună mari, rame, eu, am. Sunt sigură că ai observat deja indiciile, punctul care îți arată că acesta va fi ultimul cuvânt și din cele patru, doar un singur cuvânt este scris cu literă mare. Acesta. E clar că eu va fi primul cuvânt. Să le ordonăm. Eu. Ce credeți că urmează? Am rame mari. Și, bineînțeles, adăugăm punctul. Eu am rame mari. Foarte bine. Această activitate vreau să o realizez singur. Exact cum am lucrat până acum. Citește cuvintele, fii atent la indiciile date și ordonează cuvintele astfel încât să obții o propoziție. Îți doresc spor la lucru!